Domnule președinte, stimați colegi, proiectul de lege are ca obiect aprobarea Ordonanței de Urgență numărul 85 din 2020, care modifică și completează Ordonanța 81 din 2019. Prin prevederile Ordonanței 81 din 2019 sunt sprijiniți consumatorii electrointensivi prin acordarea unui ajutor de stat sub formă de subvenții directe pentru compensarea costurilor indirecte cu emisiile de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice. Ajutorul de stat, conform Ordonanței 81 din 2019, se acordă pentru costurile eligibile aferente perioadei 2018-2020, după notificarea și autorizarea schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană, în condițiile prevăzute de decizia Comisiei Europene. Comisia Europeană a autorizat schema de ajutor de stat exclusiv pentru anii 2019 și 2020, fără anul 2018. În consecință, modificările aduse de prezenta ordonanță au drept scop punerea de acord cu decizia Comisiei Europene. Se elimină sau se modifică, după caz, dispozițiile privind anul de referință 2018, așa cum menționam, și se asigură un tratament nediscriminatoriu pentru potențialii beneficiari ai subvenției directe reglementate prin schema de ajutor de stat pentru anii 2019 și 2020. Schema de ajutor de stat în aceste condiții va avea un buget estimat la 291 de milioane de euro, mai mic decât cel estimat prin Ordonanța 81, care era de 331 de milioane de euro, cum vă spuneam, a fost eliminat anul 2018. Raportul Comisiei este raport de admitere cu amendamente respinse. Votul PSD este pentru. Vă mulțumesc!